Florina îl cunoaște pe Marin într-o seară. Da, ești drăguț, dar să știi că eu am niște principii. Adică nu așa, din prima. Dar, din păcate... V-am găsit multe echimoze pe corp. Cred că ar fi bine să faceți și un control ginecologic. De ce dumneavoastră credeți că eu am fost violată? Îl acuză de viol. Ce s-a întâmplat? Avem o plângere de viol pe numele dumneavoastră. Numai că... Hai să mergem. De ce stai? Ce s-a întâmplat? Ți ce-au zis? Nu e el. Ajunge să își ceară scuze. Eu am venit să-mi cer iertare pentru ce a fost o încurcătură, o neînțelegere. Și crezi că dacă ai venit să ceri scuze, crezi că trece așa ușor sau cum? De ce ai venit? Să te invit în oraș. Serios? Iar după aceea acceptă să se mute împreună. Și cum ți se pare, nu-i așa, că e super drăguț? E foarte drăguț. O iubesc foarte mult pe Florina. Însă, din nefericire... Ai grijă, Marin nu este ceea ce pare. Este un mincinos și o să-ți facă și ție rău. Da, e... E Angie, fosta mea iubită. Trecutul nu le dă pace. Ești fosta lui, o iubită care îi face probleme. Te rog frumos, lasă-ne pace. Tu ai scris scrisoarea aia, nu? Eu am scris scrisoarea, dar nu sunt fosta lui, să știi. M-a violat. Tu cum îți explici faptul că am plecat cu el din club și m-am trezit într-un câmp? Violată. Oare pe cine va crede Florina? Pe fosta iubită sau pe viitorul soț? Ți-a băgat numai tâmpenii în cap. I-am spus să nu se mai apropie de tine, că dacă se mai apropie, nu știu ce nu-i fac. Ce-i faci? Ce-i faci? Dar de ce se face ei ceva? Și de ce mai bine nu sunt tu la poliție să spui că ne hărțuiește?